Jandarmii care au alcătuit cele patru contingente prezente în Afganistan au fost selecționați din toate unitățile jandarmeriei române în urma promovării unor examene prin care le-au fost testate cunoștințele de specialitate. Durata misiunii a fost de 6 luni, militarii fiind dislocați în centrele de pregătire ale poliției afgane. Din contingentul de jandarmi români, format din 45 de luptători, face parte și un subofițer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean din Mehedinți, care a executat în Afganistan în perioada 3 noiembrie 2012-22 mai 2013 misiuni de instruire și mentorat, beneficiarii fiind ofițerii poliției afgane. Ministrul Afacerilor Interne, domnul Radu Stroie, a decorat luni la sediul MAI pe membrii contingentului de jandarmi care s-au întors din misiunea de instruire a forțelor de ordine publică din Afganistan. Din contingentul de 45 de jandarmi care au participat la această misiune, face parte și un subofițer din cadrul detașamentului mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, care a executat în perioada noiembrie 2012-mai 2013 misiuni de instruire și mentorat în beneficiul polițiștilor afgani. Jandarmii români care au participat la misiune au fost selecționați din toate unitățile jandarmeriei române în urma promovării unor teste la cunoștințele de specialitate. Ei au desfășurat în această perioadă de 6 luni 3 tipuri de misiuni: instruirea directă a polițiștilor afgani, activități de mentorat pentru instructorii afgani și activități de mentorat pentru ofițerii afgani din comandamentele centrelor de pregătire. Jandarmii români au executat în acest interval de timp 3 tipuri de activități: instruirea directă a polițiștilor afgani, activități de mentorat pentru instructorii afgani și activități de mentorat pentru ofițerii afgani din comandamentele centrelor de pregătire.